Noile măsuri introduse de la 1 iunie vor funcționa pe următorul principiu. Ești vaccinat, poți beneficia de relaxări în totalitate, iar dacă nu ești, nu se vor schimba prea multe ca înainte de aceste mari relaxări. Cel puțin asta par a transmite autoritățile, căci la fiecare punct introdus privind aceste noi măsuri, se adaugă și condiția, doar dacă ești vaccinat sau ai testul RT-PCR negativ. Așadar, putem vorbi despre următoarele măsuri și condiții impuse de la data de 1 iunie. Nunțile, botezurile, mesele festive și parastasele pot fi organizate cu cel mult 70 de persoane în spații deschise sau 50 de persoane în spații închise, dacă incidența este sub 3 la mie și sunt respectate măsurile de protecție sanitară. La stabilirea numărului maxim de persoane nu sunt incluși copiii cu vârsta mai mică de 16 ani. Numărul participanților poate fi mai mare dacă toți participanții fac dovada vaccinării împotriva SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și este asigurată o suprafață de minim 4 metri pătrați pe persoană. Activitățile culturale, artistice și de divertisment pot fi organizate și desfășurate în spații închise cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența este sub 3 la mie. Masca de protecție rămâne obligatorie. Numărul spectatorilor poate fi mai mare cu condiția ca toți participanții să fie persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Locurile de joacă în spații închise se pot redeschide cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului și sub condiția ca însoțitorii copiilor să facă dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea acestei scheme complete de vaccinare. De asemenea, competițiile sportive se pot desfășura cu spectatori atât în spații închise, cât și deschise, la capacitate de 25% dacă incidența în localitate este sub 3 la mie. Pot asista doar persoanele vaccinate, cele care au un test negativ și cele care au trecut prin boală în urmă cu cel mult 90 de zile. Sălile de sport și fitness pot funcționa cu 70% din capacitate dacă incidența este mai mică de 3 la mie, cu asigurarea unei suprafețe de 7 metri pătrat pe persoană, dacă incidența este până în 4 la mie, capacitatea scade la 50%. Totuși, poate fi permis accesul mai multor persoane dacă acestea sunt vaccinate. Se va relua și activitatea piscinelor închise cu 70% din capacitate dacă incidența COVID este sub 3 la mie. Restaurantele pot funcționa cu capacitate până la 70% acolo unde incidența este sub 3 la mie. În intervalul orar 5-24, capacitatea poate crește dacă toți clienții sunt complet vaccinați de cel puțin 10 zile. Se vor redeschide barurile, cluburile, discotecile și sălile de jocuri în intervalul orar 5-24. Cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului. Vor putea intra doar persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2. Masca de protecție poate fi eliminată la locul de muncă în spații închise unde își desfășoară activitatea maxim 5 persoane, cu condiția ca acestea să fie complet vaccinate, iar în zonele respective nu este permis accesul publicului sau altor lucrători, rămânând obligatorie în toate spațiile închise comune. Vor putea intra în România fără carantină persoanele vaccinate, cei care au trecut prin boală în interval de cel mult 90 de zile, cei cu test PCR negativ, copiii până la 16 ani pot intra în baza unui test negativ. Străinii pot intra de asemenea în România în scopuri turistice. Așadar, începând de luna viitoare, se vor relua petrecerile private, competițiile sportive, se vor putea desfășura cu spectatori și în spații închise. Se vor redeschide cluburile și discotecile cu program limitat, ca și locurile de joacă și piscinele la interior. Numărul participanților este limitat, dar poate fi mai mare decât cel stabilit dacă toți sunt vaccinați.